Am mai făcut și yoga couple. Bianca a mai avut niște crize renale din cauza la yoga couple. În fine, se întâmplă lucruri mișto. Cred că în fiecare casă se întâmplă lucruri mișto la ora asta. Cuplurile care urmau să se căsătorească, practic COVID-ul le-a mai dat o șansă să se mai gândească. Adică se întâmplă și lucruri bune, trebuie să recunoașteți. Și te uiți, mă, la mine așa. Da. Da, mă, băieți. Deci, situația este în felul următor. Haideți să începem cu de ce am renunțat eu să vă mai uit la știri. Deci, simțeam că o iau razna. Asta e treaba. Simțeam că o iau razna pe zi ce trece. Să repetau aceleași știri. Nu auzeam absolut nimic nou. Creșteau niște numere care pe mine nu mă afectau cu nimic. Erau niște numere acolo. Creșteau niște numere. Toată lumea panică în jurul la numerele alea. Și eu nu știu exact dacă panica aia este ok, indusă populației. Adică nu mi se pare că nu ar trebui să fie de fapt indusă populației. Un om panicat este un om căruia îi îngheață mintea. Atunci când ești panicat, pur și simplu nu mai poți lua niște decizii corecte, pentru că ești panicat, îți îngheață mintea, că de asta se numește panicat, că îți îngheață mintea și nu mai poți să gândești limpede. Ei, din cauza asta eu am simțit treaba asta. Băi, nu se poate așa. Nu se poate așa. Adică, de ce mă uit eu la știri? De ce mă uit eu la toate nebunile astea? De ce să mă uit la toți ăștia care nu respectă nimic pe aici? De ce să mă uit eu la cât de jos e sistemul de sănătate și că nu o să facă față la nimic? De ce să mă uit? De ce? De ce? De ce? Și am zis, băi, nu mă mai uit. Rezultatul știți care e? Dar v-am zis care e. Sunt cel mai liniștit om de pe planetă.